Am făcut mixul de pământ. Acum încercăm să le plantăm, să le desfacem. Văd că rădăcinile sunt destul de bune. Nu uitați că trebuie un drenaj foarte, foarte bun. Noi am pus perlit, aceste pietricele care sunt argilă și două feluri de pământ, una de genul braniței și cea de-a doua de legume. Da, rădăcina este destul de viguroasă pentru așa plantuță. Desfacem întotdeauna când desfaceți din ghiveci, încercați măcar jos să rupeți un pic pentru a le stimula creșterile. Și a doua și mai vine plantuță. În mod normal, aceste păhărele sunt nutritive și se descompun în sol. Se pot planta cu totul, dar noi le plantăm simplu. Da, rădăcinile sunt destul de viguroase pentru o plantuță așa de mică. Noi o să folosim și o soluție de Crop Max, un fertilizant foliar natural, pentru a le ajuta să se obișnuiască mai repede cu mediul nou. Plantele arată foarte bine. Acum vom vedea cum se dezvoltă și ce creștere au pe viitor. După cum v-am spus, în România nu am găsit prea mare documentație sau vreun magazin care să vândă așa ceva, wasabi, nici semințe, nici plantuțe. Vom încerca să le multiplicăm la un moment dat, dar momentan să ne supraviețuiască. Toate cele bune vă doresc, prieteni, să ne reauzim cu bine!